Ați văzut că Asociația Forța Fermierilor cere ministrului Vladimir Bolea al Agriculturii să plece după ce acesta le-a spus agricultorilor să voteze pentru la referendum dacă vor subvenții la hectar. Domnul Gun, da, noi avem o problemă foarte mare, că la noi astăzi agricultorii nu și-au primit subvențiile nici pentru anul trecut. Mm-hmm. Dar eu vreau ca toți cetățenii să cunoască, și nu doar cei din domeniul implicați în agricultură, că în toate țările normale și sănătoase la cap, agricultura este subvenționată de stat, necondiționat. Deci politicul nu poate să fie implicat când se dau despăgubiri. Când la noi în țara până astăzi nu e sistemul de irigare. O, și mai am un ședevru care vreau să-l arăt tot legat de Bolea, apropo, ca să înțeleagă chiar că lui fric să recunoască cetățenii, da? Deci citează în felul următor. Magazinele nu pot semna cu 9.000 de agenți economici ca să-i vină cu două căldări și toți 9.000 de agenți economici vin cu al lor două căldări de roșii în același timp. Ei trebuie să-și facă o asociație, un cooperativ, un grup de producători care se ocupe de vânzare, doamna Mariană. Deci lucrul ăsta, grupul de producători și cooperativă se ocupă. Altă modalitate nu există pe tot globul ăsta. Sunt totuși în Republica Moldova și lanțuri de magazine care sunt o excepție. Voi să zici spune, Bolea, că sunt 9.000 de agenți economici care produce mai mult, care mai puțin, nu pot magazinele din Republica Moldova să semneze cu 9.000 de agenți economici. Ребята, voi spuneți că ei să-și facă cooperativ și asociație? Aha. Statul trebuie să fie instrumentul care organizează și gestionează și soluționează această problemă. Vă aduceți aminte, am stimați moldoveni, când vorbeam de așa numită zagot-cantoră? Când are un om, Gheorghe, numai un hectar de mieră, înțelegi? O are un hectar de varză, altul are 5 hectare, altul cineva are 50 de ari. Legumele, fructele să fie colectate, organizate de la cetățeni, fix așa cum și carnea de vită, de porc și restul, și contractul cu aceste magazini să aibă acest numiță-l mol plodovăși, numiță-l zagot cantoră. Dar asta e unica posibilitate pentru, mai ales producătorii mici, ca ei să fie aparați, când n-a să juchească perecupșișii, oricei care se organizează exporturi în volum de mare și vine omul să răhă, hai, luați jumătate de fură și de mele, băi, du-i și ordele la jumătate de preț ca să-ți cu dânsul pe deal, înțelegi, da, ce se întâmplă? Și azi Bolea, deci el recunoaște că problema asta este și nouă ne trebuie zagot cantoră, înțelegi? Ca lucrul ăsta să fie făcut organizat. Cei ce avem nevoie să repartizează pentru piața internă, fix așa se organizează exportul. Că astăzi, dacă nu pot gestiona problema ca produsele noastre să fie pe rafturile magazinilor în Moldova, acum se organizează ei un export civilizat, când ei nu o pot face nici în țară. Și asta înseamnă, încă o dată ce m-am spus, oameni buni, că noi trebuie să luăm cele mai bune practici care sunt în Uniunea Europeană, dar să le luăm și pe cele care trebuie să recunoaștem că au fost bune pe timpul Uniunii Sovietice și nu trebuie să ne rușinăm, să păstrăm sau să reanimăm ceea ce a fost distrus. Că tot de ăștia de al de Bolea, ei și-au făcut. Tăti mult plodovul și tăti uzinile de a tăiet la fier uzat împreună califerat. Aici toți au fost specialiști. Pe dânșii i-a interesat exportul la metalolom, la fier uzat. Și nu contează. Pe malul stâng a Nistrului, oare în Turcia, înțelegi? Că acolo toți erau specialiști. La tăiet, înțelegi? La tăiet, la faramat, la distrus. Dar la construit nu. Deci chiar m-am mirat că rața îi spune, păi bun, în unele tot și este. Păi nu, că asta nu e problema noastră și mai departe. Și voi spuneți că azi, eu zic, voi vreți subsidii, veniți votați. Cum poți și așa? Băi, o învățat omul și ala. O fost, am înțeles, cu Colea a învățat. Pe la Suvorovsk uciliște, unii ori arvate. Băi, dacă a fost soldat tătă viață. Da, să acolo spăzați cu un sclad de patroane, înțelegi? Și să nu-ți bagi acolo în uișerbe. Că asta e cel mai oribil lucru care noi l-am avut în sistemul care l-avem încă o dată. Nu e mult mai Sandu, îl avem de peste 30 de ani. N-a oameni. Băi, șereți, ieșiți și adunați toate partidele. Să minți cum ți-am spus emisiunea trecut. Eu a schimb toate partidele după parlamentare, inclusiv acele care n-a streacă în parlament, să-mi demonstreze specialiștile. Și că atunci să fiu susținut și aplaudat de oameni. Zic, uite, nebunul, maladies. Eu luat, că dacă un partid are 3%, de el are 2 super specialiști în domeniul agriculturii. Ap trebuie și idiot.
A, voi n-ați trecut în Parlament, noi trebuie să împărțăm funcțiile între aceia care au trecut, 3-4 partide. Și tu e tot acolo, Gheorghe. Iarăși sistemul care îl avem de peste 30 de ani. Înțelegi?